Continuăm să învățăm din cuvântul Său cum să ne portăm ca și părinți. Astăzi, lecția a șasea, disciplina în familie. Copiii trebuie să fie educați, dar totodată disciplinați. Pentru că sfatul Apostolului, Efeseni, capitolul 6, versetul 4, sună astfel. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Deci disciplina face parte din educație. Și în porunca ascultării de părinți, disciplina este partea a doua. Adică prin disciplină se confruntă neascultarea. Scopul disciplinii este să înveți supunerea față de diferite autorități, în primul rând față de autoritatea familiei, apoi față de școală, legile civile și așa mai departe, pentru ca în fond să se formeze ascultarea, supunerea față de Dumnezeu, să fie respectat dreptul altora și copiii să se formeze corect în sistemul teocratic gândit de Dumnezeu, dar și în sistemul de organizare, de orânduire din lumea aceasta. În Evrei, capitolul 12, versetele 4 la 10, avem o detailare a disciplinei care uneori comportă și aspecte de pedeapsă, le vom trata împreună, pentru că sunt corp comun. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Spuneam în lecțiile anterioare că noi de la Dumnezeu trebuie să învățăm cum să ne creștem copiii. Și Dumnezeu folosește mustrarea, disciplinarea și alte forme de pedeapsă atunci când le consideră necesare, pentru că scrie în continuare aici, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu năiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Deci, în mod natural, toți copiii au nevoie de disciplinare. Care este fiul care nu are nevoie nici cel puțin să fie mustrat? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii, pentru că familia presupune, din punct de vedere a părinților, preocuparea pentru copii, necesitatea disciplinării. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatăl Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci, exemplul pe care îl dă Apostolul cu privire la disciplinarea ce o face Dumnezeu, ne atestă realitatea din familii. Fără disciplină, fără o confirmare a ascultării, fără o aducere la ascultare atunci când se manifestă neascultarea, nu poate să fie o educație întreagă. Să privim la câteva principii ale disciplinei pentru a ne familiariza din plin cu ele și a ne fundamenta în aceste adevăruri care trebuie practicate într-un mod corespunzător. Disciplina are o primă parte preventivă, fără de care ea nu este niciodată binevenită. Este normal ca un părinte să pretindă ascultare, să fie autoritar, dar în primul rând se cere să fie consecvent prin respectarea de către el însuși a principiilor și regulilor pe care vrea să le impună copiilor. În Efeseni, capitolul 6, versetul 1 și 2, este scris: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Deci un părinte, când pretinde ascultare, este în voia lui Dumnezeu. Este greșit ca un părinte să spună cum
ar vrea legile actuale să orienteze societatea, n-am drept de autoritate asupra copilului. Trebuie să-l lasă să facă ce vrea. Dumnezeu dă drept de autoritate părinților și binecuvintează copiii care își cinstesc părinții. Dacă s-ar anula autoritatea părinților în familie, din oficiu, s-ar anula și autoritatea lui Dumnezeu asupra omenirii. Este același principiu al creierii, al dreptului părintelui asupra copiilor. Dar să fim întâi noi ceea ce le cerem lor. Astfel, în Proverbe, capitolul 16, versetul 32, citesc aceasta cu privire la părinți, este scris: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, pentru că la disciplinare trebuie să ne păstrăm sângele rece. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Deci dacă nu suntem stăpâni pe noi înșine, nu-i corect să fim stăpâni nici măcar peste copiii noștri. Și tot în Proverbe scris, 25:28, omul care nu este stăpân pe sine, deci cine nu se poate disciplina pe sine însuși, de exemplu, un tată care nu se poate abține să nu strige, să nu folosească anumite cuvinte nepotrivite, cum va putea cere copiilor să fie politicoși? Un astfel de om, zice înțelept, este ca o cetate surpată și fără ziduri, deci fără control, fără autoritate în fond. Dar un părinte care respectă el orarul familiei, o soție care informează soțul de tot ceea ce face și de locurile unde se duce și se consultă cu soțul, creează cea mai binecuvântată premiză și stare ca și copiii să intre în această stare de disciplină. Disciplina trebuie să fie mai întâi o componentă a vieții noastre și apoi o cerință pentru copiii noștri. Doamne, ajută-ne! Pentru că altfel există riscul, ca și în societate de altfel, ca cei care cârmuiesc să dea legi pe care ei nu le respectă. Cândva în antichitate, în China, cu ocazia decesului unui rege, un fel de prim-ministru cerea atunci, s-a sfătuit împreună cu regina și a dat ordin ca să fie îngropați împreună cu regele o parte din supuși. Însă, fiind contemporan cu Confucius, un înțelept al lor, l-au întrebat dacă e bună astfel de decizie. Și el a zis, da, ar fi potrivit cu tradițiile noastre ca regele să fie însoțit în mormânt de un alai, dar nu-i potrivit ca un rege să fie însoțit de cele mai umile slugi. Cei mai potriviți să fie lângă el ar fi regina și primul ministru. Însă când au auzit una ca aceasta, ei au zis, atunci se cuvine să abrogăm această lege, este prea dură. Deci ceea ce este dur pentru alții trebuie să fie mai întâi dur pentru noi. Și dacă noi putem să suportăm o anume disciplină, ea poate fi aplicată și în dreptul altora. În al doilea rând, și asta ține tot de disciplina preventivă, trebuie să fixăm reguli și limite foarte clare, cu principii practice și cu orar. Un părinte trebuie să fie concret și fără ștersături. Dacă un copil nu știe clar ce trebuie să facă, cu atât mai mult dacă tata spune că poate veni la 9, mama îl acceptă până la 10 să sosească, sau unul este mai îngăduitor, celălalt mai exigent, dar dacă are reguli foarte clare, atunci copilul este ușor să treacă cu mașina printre acele jaloane, fiindcă stâlpii stau în picioare. Dacă unul e căzut, un altul nu este lângă marcaj, totul devine confuz și orice copil va forța limitele. Va încerca să vadă cât îi se permite. Până sunt mici vor încerca cu lacrimi, cu a da din mâini și din picioare, când sunt mai mari dialoghează și când sunt mai mari încearcă, poate să evadeze, să vadă o evadare cu cât mărește pedeapsa. Și dacă vede că pedeapsa nu-i mare, atunci își permite.
Cine am face, de exemplu, numai sistemul circulației dacă nu am avea legi? Să fie totul la mica înțelegere, nu se poate. De aceea să luăm modelul lui Dumnezeu. În Genesa, capitolul 2, este scris în versetele 16 și 17 că atunci când l-a așezat pe Adam în grădină, a dat următoarea poruncă: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Deci o poruncă foarte clară. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Deci aceste lucruri sunt admise, celelalte sunt inadmisibile. Întreg Vechiul Testament este un model de educație a copiilor, prin însăși regulile acele multe și poate uneori neînțelese de noi acum că nu mai aparținem acelui sistem. Astfel, dacă se găsea un trup mort între două localități, era o prescripție foarte clară să se măsoare distanța și legat de localitatea mai apropiată să se facă investigații. Existau date clare cu privire la anumite aspecte sanitare, alimentare, medicale, pentru că scrie în Galateni, capitolul 4, că în Vechiul Testament omul era ca un copil, era nevârstnic, zice apostolul. Și de aceea avea nevoie de astfel de reguli. Când omul crește mare, el va acționa pe baza unor principii. Dar până este mic, copilul are nevoie de reguli. Iată cuvintele apostolului. Galateni 4, cu 1 la 3. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Și este sub epitrop și îngrijitor, până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Pentru un om mare nu mai trebuie astfel de reguli. Dar, repet, pentru copilul mic sunt absolut necesare. Pentru că el nu poate să raționeze totul, să înțeleagă cum ar trebui să se comporte în orice împrejurare. Dar regulile îl ajută. Dacă disciplina preventivă este bine implementată, atunci cea executivă se întemeiază pe adevăr, este legală. Însă și aici, omul nu trebuie să treacă dintr-o dată la pedepse, ca și pentru un control inopinat și sever. Părinții sunt datori să supravegheze copiii. Pentru ca să nu se dezvolte rău, este necesar să plivim frecvent buruienile pentru a nu se ajunge la acumulări de neascultare. Supravegherea peste zi sau pe parcursul a câtorva zile pentru a sesiza comportamentul copilului face parte dintr-o disciplină care se lasă cu urmări în cazuri negative, dar care, repet, nu lasă acumulări ca în urmă să fie prea târziu să mai facem ceva. În Proverbe, capitolul 29, versetul 15, avem o indicație vrednică de luat în seamă: nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui, adică un copil nesupravegheat, face rușine mamei sale. Deși copilul nu neapărat își propune asta, să fie rău. Noi nu vrem să-i acuzăm pe copii că sunt răi în mod intenționat, ei sunt răi în mod natural. Și dacă nu-i supraveghem, posibil ca ei să se lanseze într-o lucrare rea, nefiind conștienți de ceea ce fac. Eu mi-amintesc din vremea când copiii noștri erau mici, aveam o înțelegere cu soția: dacă se întâmpla să n-auzim nicio vorbă, că eu poate eram plecat sau pe afară, ori ea făcea ceva în bucătărie, mare lucru, dar făceau ceva în zdrăvănii. Atunci devin foarte pasionați, dar ei nu-și dau seama de asta. Mi-amintesc de o situație în care totul era liniște, se joacă, ziceam noi, dar când m-am dus să văd, o bibliotecă de pe un perete întreg, unul era cățărat pe o parte a raftului, celălalt pe alta, mai rămăseseră de dat jos
niște dicționare mari, ce nu le puteau lua. În rest, făcuse o grămadă mare în mijlocul casei. Nesupravegherea. Ei, asta este o chestie măruntă. Dar nesupravegherea poate să se lase cu mai mari neplăceri. De aceea Apostolul sfătuiește în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 4, ca părinții, în mod special tații, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Deci, să fie totul sub observare, așa cum scrie în Proverbe 31 despre femeie, că ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. În mod special cel care ia casă. Dar apoi, supravegherea aceasta, cum spuneam, cade în rolul tatălui, ca seara, la apel, să vadă procesul verbal de constatare a evenimentelor de peste zi. Dacă se constată încălcări repetate și poate din ce în ce mai grave, este necesar să pedepsim copiii în funcție de faptă și vârstă. Astfel, uneori e suficientă o mustrare. Face și ea parte din pedeapsă, este o nuia pentru suflet, ustură. Pentru copiii mici este indicată nuiaua. Pentru alții sunt binevenite restricții de la anumite activități care ei le efectuează cu plăcere, cum ar fi o parte de joacă sau, știu eu, o deplasare, o excursie împreună cu unul dintre părinți sau o plecare undeva. Totodată, anumite sarcini suplimentare se pot constitui și ele într-o pedeapsă. Aici putem să facem comparație și cu sistemul penitenciarelor. Se procedează la izolare, la anumite munci care nu se plătesc și la alte diferite forme punitive prin care cel în cauză trebuie să suporte pedeapsa. Este foarte important ca pedeapsa să fie corelată cu greșeala. În Vechiul Testament exista așa numita legea talionului, adică ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Din această lege putem să extragem nu dimensiunea pedepsei, ci forma pedepsei. Adică, dacă un om lovea pe un altul, el primea aceeași lovitură ca să fie conștient de greșeala care a făcut-o. Acest sistem se întâlnește și astăzi în justiție sau în alte forme. De exemplu, cineva conduce într-un mod ilegal, cu viteză prea mare sau încalcă alte reguli, ce pedeapsă suportă? I se ia dreptul de a conduce. Deci pedeapsa este corelată cu greșeala. La volan ai comis greșeala, la volan n-ai dreptul să stai. Un băiat, de exemplu, care lovește pe un frate de-al său sau pe un altul, trebuie pedepsit exact în acel domeniu, fie prin a-i se interzice să se joace cu ceilalți când ei se joacă, să vadă ce a pierdut prin comportamentul său greșit. Sau dacă a furat vreunul ceva bani, atunci poate să fie pedepsit tocmai în acel domeniu ca să suporte el o pagubă materială și să vadă ce simte cel care este furat, înșelat. Acestea pot să-l ajute să înțeleagă mai ușor greșeala ce a făcut-o și, evident, să fie eliberat de ea. Dar este foarte important că atunci când aplicăm pedeapsa să o explicăm, adică să nu judecăm pe cineva fără să-i dăm o notă informativă suficient de clară. În baza legii cutare, abaterea X, Y și să o aplicăm fără mânie. Un copil bătut cu mânie sau pedepsit cu mânie nu va corela pedeapsa cu greșeala, ci va corela pedeapsa cu modul meu de manifestare. Și va zice, am fost pedepsit că am un tată dur. În loc să-și dea seama, am fost pedepsit datorită greșelii următoare. Iată cum ne învață să ne comportăm cu blândețe Apostolul în 2 Corinteni, capitolul 10, citesc de la versetul 1, pentru că el era acuzat de
un mod inconsecvent în lucrare. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit că sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră că sunt departe. Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg hotărât la îndrăzneala aceea, pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Adică nu ne manifestăm firesc, nici în cazul unei disciplinări. Și zice apoi în versetul 6, îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta, din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Deci iată exigențele apostolului, pentru ca să nu se piardă situația sub control, cum era o tentație în Corint, și biserica, sau în cazul nostru familia, să fie păstrată sub control. Solomon, în cartea Proverbele, are câteva sfaturi pe linia pedepsei, capitolul 19, versetul 18, notează, pedepsește-l fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Deci în supărare, nu neapărat că un părinte ar putea lovi de moarte, dar ar putea lovi în deznădejde, fără încrederea că acel copil se poate reabilita, însă nu fără pedeapsă adesea. Tot Proverbe, capitolul 22, versetul 15, scrie, nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Deci, chiar și când este necesară o nuia sau alte pedepse, privări de libertate, sarce suplimentare, mustrarea întotdeauna își are locul, cu explicațiile de rigoare. Aici ai greșit, de aceea ești pedepsit. Și este bine să le se spună întotdeauna copiilor că dacă ar scăpa de pedepsa noastră, în final se vor întâlni cu pedepsele autorităților și în sfârșit de tot cu pedepsa lui Dumnezeu. Să le explicăm că cea mai ușoară formă de pedepsă o aplică părinții, apoi biserica, societatea și cea mai gravă pentru nepocăință și împotrivire la toate mustrările, Dumnezeu, aceea e fără leac, mânia care nu se termină. Și de pe aceeași pagină mai citim Proverbe 23, versetele 13 și 14, nu cruța copilul de mustrare, nu faceți economie de cuvinte, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scos sufletul din locuința morților. Nu știu în ce măsură ne vor înțelege copiii că pedeapsa este spre binele lor. Eu mi-amintesc din copilăria mea că i-am spus de câteva ori tatălui meu că nu înțeleg cum el și mama mă iubește ca pe singurul băiat și totuși mă bat. Deci s-ar putea ca ei să nu înțeleagă într-o totul, dar cel puțin noi, ca părinți, trebuie să înțelegem că aplicându-le o pedeapsă, le salvăm sufletul. Este, în fond, spre binele lor. Disciplina presupune responsabilități. Ca și componente ale responsabilității, trebuie să înțelegem că orice om sau copil e responsabil să facă ceva, să realizeze un scop, să fie util celor din jurul lui. Pentru că și el la rândul lui beneficiază de serviciile tatălui, mamei și altora. Fără o împărțială a responsabilității nu putem să știm dacă un copil este disciplinat sau nu. Că de fapt disciplina n-are de-a face numai cu lucrurile rele. Îl pedepsim că a înjurat, că a furat. Un copil trebuie pedepsit și pentru că nu muncește, pentru că nu este ordonat, pentru că nu se achită de responsabilitățile lui. Iată imaginea evreilor din vremea lui Solomon, un om înțelept, cu ocazia construirii templului, 2 Cronici, capitolul 2, versetele 17 și 18, unde este prezentat modul în care el le-a organizat.
Solomon a numărat pe toți străinii care erau în țara lui Israel și a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său David. S-au găsit 153.600. A luat din ei 70.000 ca să poarte sarcinile, 80.000 să taie pietre în munte și 3.600 ca să privegheze și să îndemne pe popor la lucru. Deci iată cum i-a repartizat. Și peste ei i-a pus ceva maestri, supravegheatori. Pentru că erau ei puși 80.000 să taie pietre, dar 80.000 de oameni nu stau toți pe o colină. Unii trebuiau repartizați pe un deal, alții pe altul, unii pietre de o anumită dimensiune, alții poate altă fază, nu știu exact cum lucrau în serie sau dacă fiecare își ducea până la finalitate activitatea. Și tot din aceea perioadă citim din 1 Împărați, capitolul 5, versetul 14, că aveau și drept de concediu, după cum și copiii noștri au drept de joacă și de timp liber. 5 cu 14, i-a trimis în Liban câte 10.000 pe lună, cu schimbul, o lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă. Deci, o organizare necesară și vieții de familie. Mai avem o imagine interesantă prin cuvintele Domnului din Marcu, capitolul 13, versetul 34, unde de nou este adeverit modul responsabil în care trebuie organizați copiii. Să nu așteptăm să le vină lor ideea ceea ce trebuie să facă. Trebuie puși. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. O astfel de casă își poate desfășura peste zi activitatea sau săptămânal, poate sunt tați care merg la lucru pentru mai multe zile, dacă lasă sarcini precise, copiii știu și eu când și-au terminat munca. La mine unul dintre băieți are obicei să spună: te rog să-mi spui tot ceea ce am de făcut pe ziua de azi, să știu și eu când îmi termin treaba. Că dacă trebuie să mai fac și asta și asta, atunci eu am impresia că oricum tot mai este ceva de făcut și îmi vine să pierd vremea atunci, ca totuși să mai scot ceva timp de joacă. Dacă au anumite sarcini clare, atunci și ele sunt împărțite în mod echitabil, după putere, după capacitate, le ușurează și ne ușurează nouă modul de disciplinare. Responsabilitatea față de Dumnezeu și față de oameni impune trageri la răspundere. Dacă i-am repartizat ceva la copil, în urmă pot să-l întreb: de ce ai făcut așa? Sau de ce n-ai făcut? Dacă i-am dat un timp pentru o anumită lucrare, sau în general, pot să-l întreb: unde te duci, la ce oră te întorci, ce ai făcut? Deci este responsabil de viața lui, de timpul și activitatea lui. Exact asta a făcut Dumnezeu și tot de la el învățăm. Scrie în Genesa capitolul 3 că după ce l-a lăsat pe om în grădină și i-a spus: asta e voie, asta e nevoie, trebuie să lucrezi grădina, a venit și l-a luat la rost. Și scrie în capitolul 3 de la versetul 8 că omul s-a ascuns. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? Și exact așa fac și copiii, că doar sămânța adamică. Ți-am auzit glasul, mi-a fost frică, eram gol și m-am ascuns și ei spun una și când colo s-ar putea adevărul să fie altul. Ei, dar Domnul, atot în înțelepciunea sa, a știut ce să-l întrebe. Cine ți-a spus că ești gol, nu cumva ai mâncat? Deci este incorect să-l întrebăm pe copil mai întâi: de ce ai făcut așa? Păi asta eventual se întreabă și el: de ce am făcut așa? Fiindcă e natura de om. Să-l întrebăm ce a făcut, ce avea el de fapt de făcut, cu asta mai verificăm odată legea și poruncile ce i-au fost date și în urmă, dacă se impune așa cum a procedat Dumnezeu, în mod individual, fiecare și-a primit pedeapsa pentru greșelile lui. Pentru că într-o familie copilul nu se poate sustrage să facă ceea ce vrea el. Este dator să facă și noi responsabil să luăm la rost de ceea ce a făcut. Domnul a vorbit în Luca 16 despre un isprav din necredincioși. Aceștia pot să fie copiii noștri. Iată felul cum stăpânul l-a chemat să dea socoteală pentru că a fost părât că îi risipește averea.
Versetul 2, el l-a chemat și a zis, ce au de vorbit și despre tine? Dă socoteala de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Și apoi Domnul a zis, versetele 10 și 11, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Deci un copil credincios de mic, are toate șansele să fie credincios și când va fi mai mare. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Deci copiii pot să învețe să croiască cu materialele noastre și pe când vor fi ale lor, să poată să ia hotărâri chipzuite. Nu trebuie să permitem copiilor noștri o independență cerută de ei, mai cu o seamă când e vorba de adolescenți, să facă ce vor. Familia este ca o corabie și niciunul nu are voie să dea o gaură în dreptul cabinei lui sau scaunul lui. Se spune că e locul lui, nu că toată corabia se scufundă. Un copil care nu respectă orarul în familie sau creează o stare de ceartă, va deranja toată familia. Pentru că suntem un singur trup, soț, soție și copiii ne aparțin ca niște ramuri ieșite din același trunchi. Dacă reușim să-i aducem pe copiii noștri în starea de a-și asuma responsabilitatea, de a fi conștienți că răspunde ceea ce fac, am realizat ceva. Să fie conștienți în mod responsabil de drepturile ce le au, de îndatoririle ce le revin și dacă le respectă și le împlinesc, înseamnă că și-au înșușit disciplina. Și dacă despre Domnul Iisus este scris că a învățat din ceea ce a suferit, să știți că și copiii noștri, din ceea ce vor suferi prin disciplinare, vor învăța mult. În Luca, capitolul 17, versetul 10, este scris despre niște robi. Și uneori copiii au impresia că sunt un fel de robi. Dar am putea să folosim un alt termen. Sunt un fel de angajați ai casei noastre, pe care îi întreținem. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram dator să facem. Să putem aduce copiii în starea asta, să-și dea seama că sunt datori să asculte de părinți, să pună mâna, să muncească, să fie ordonați, să trăim ca într-o colectivitate. Atunci va fi fericit și de noi și de ei. Dacă ne dezintegrăm și soțului cu viața lui, soția cu universul ei, atunci și copiii vor fi cu ale lor. Și asta va face mare rău familiei. Dacă nu înțelegem că toți în mod colectiv trebuie să ne aducem contribuția la bunăstarea familiei, nu doar la a fi mai mare bugetul familiei, că muncesc acum în vacanță și la toamnă o să fie mai multe fonduri să-și cumpere ceva, ci în viața de zi cu zi, fiecare să se considere responsabil de ceva. Dacă ei nu își iau responsabilitatea din proprie inițiativă, fie că sunt indiferenți, n-au suficientă înțelepciune sau poate lene sau chiar vor să fenteze, trebuie să le spunem noi, tu ești dator să faci aceasta. Și când ai făcut, vii și spui, eram dator să o fac. E bine să le mulțumim pentru ceea ce fac, să apreciem munca lor, dar să socotească că au făcut ceea ce era normal și potrivit să facă. Neîndeplinirea responsabilității, adică neascultarea, nu este niciodată mică, rețineți. Nu există neascultare mare și neascultare mică. Neascultarea, în fond, este, spune Scriptura în 1 Samuel, capitolul 15, versetele 22 și 23, foarte gravă. Iată cuvintele prorocului Samuel rostite către împăratul Saul. Îi plac Domnului mai mult ardere tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. În familie. Să nu apreciem un copil pentru multă muncă cât a făcut-o. Că există o tentație la copii. Muncește, mai cu o seamă în ce îi place. Și cu asta să trecem noi cu vedere alte neascultări. Nu se compensează acestea. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Dacă le vom cere asta copiilor, îi vom ajuta să se raporteze mai bine, mai corect către Dumnezeu. Căci neascultarea este tot de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Deci neascultarea este demonică. De aceea, un copil care nu și-a îndeplinit responsabilității, este bine să
fie conștientizat și disciplinat. Într-o familie, părinții repartizase la fiecare sarcină, erau la țară, gospodărie, tu faci asta, 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 și unul a pus sarcină să aducă apă, el s-a pus în pat și s-a culcat. Doar nu o să mă mai scoale mama să mă trimite o găleată la fântână. Mama a venit, a văzut că apă nu este, a văzut că și copilul este sănătos. Băiete, te scoli și aduce apă. Aduc dimineață la prima oră, nu? Aduce acum apă. Te scoli, te îmbraci și duci după apă. Am mai repetat operația aceasta odată și nici o seară familia n-a mai rămas fără apă. Că și copilul nu mai risca altă dată să fie trezit să se mai încalce odată. Dar dacă mama zice, lasă-l, dragul mami, că doarme, o să doarmă de mai multe ori când nu trebuie. Asta depinde cât de consecvenți, de insistenți suntem. Aș vrea să notez în încheiere că disciplina, așadar, este întâi preventivă și apoi punitivă. Nu pedepsim pe cine n-a învățat. Copiii trebuie formați în cele bune și struniți în cele rele. Glasul părinților trebuie să fie ca al înțelepciunii din Proverbe, capitolul 8, versetele 32 la 36. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci feriți de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să o faceți înțelept și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul și mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul, toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Adică înțelepciunea nu doar cheamă, cheamă, învață, învață. În final, trage linie și face socotelile. M-ai ascultat? Capeți bunăvoință. Nu m-ai ascultat? Ești vrednic de o sândă. De aceea este scris și în Roman, capitolul 13, despre autorități, că dacă am făcut binele, ne putem aștepta la apreciere. Versetul 3, fă binele și vei avea laudă, dar pentru o faptă rea, fie frică de stăpânire. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dacă pe polițist și pe primar l-a pus Dumnezeu slujitorul lui pentru binele nostru, atunci cu atât mai mult l-a pus pe tata și pe mama slujitor să aprecieze binele și să pedepsească răul în viața copiilor săi. Pentru ca, pe măsură ce crezi mari, să ajungă să facă binele din cuget, dintr-o conștiință curată. Doamne, ajută! Nu este ușor să te impui cu privire la disciplină. Cineva a sesizat un caz aparent paradoxal. Într-o familie, o tânără grijea de un copil de 4 ani și nu-i comenta. Reușea să se impună. Dar când soseau părinții acasă și erau amândoi profesori la universitate, le comenta, le întorcea vorba și nu făcea ce ziceau. Și a zis la un moment dat, tata, extraordinar, am 50 de ani și nu pot porunci la copilul meu, dar pe tine te ascultă. Pentru că acea fată a fost consecventă, era mult timp cu el și fără forță, că nu putea ea să-și permită să facă orice, a reușit să se impună. Este ceva poate mai greu de înțeles. Oricum, copilul trebuie să își asume responsabilitatea morală pentru răul făcut. Spuneam noi la una din lecții anterioare că și conștiința copilului trebuie cultivată. Și dacă a făcut răul, conștiința îl înțeapă. Și când va fi pedepsit, îi se spală conștiința. Dacă nu, el se va simți vinovat și nu va fi educat. Îi se va atrofia iarăși conștiința. Pedeapsa spală conștiința și formează un comportament printr-o gândire sănătoasă. Iată ultimul verset pe care vi-l citesc, Evrei 12:11. Poate că n-ar fi rău să învățăm copiii noștri acest verset. Este adevărat că orice pedeapsă, de orice natură ar fi ea, deocamdată, în timpul executării ei, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Nu o să fluiere un copil nici o melodie, nici majoră, nici minoră, când o să afle cu ce l-a pedepsit tata. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Deci, este o școală și rezultatele ei în final vor fi bune.
Doamne, ajută-ne! Așa că, dragii mei, în familie trebuie să fim doar profesori de diferite specializări, trebuie să fim și diriginți și la nevoie și directori. Pentru că numai așa și toate acestea prin Harul lui Dumnezeu ne vor putea ajuta să creștem copiii care să ne aducă bucurie și să poată fi și ei mântuiți. Amin.